Și iese din Voronin și din Dodon, e sortit să fie trădător. Numai că lucrul ăsta nu l-au înțeles cei care consideră că controlează procesele politice aici la Chișinău. Ce vreau să vă spun prin filmul de astăzi și investigația care urmează să fie anexată la introducerea mea. După 2 luni de la campanie electorală, guvernarea PAS s-a trezit chidănită de partenerul lor Ivan Ceban. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că am spus-o înainte de campanie, toată campania electorală și după campanie când am fost audiat la Centrul Național Anticorupție. Că acest individ, Ivan Ceban, omul care a fost crescut de Voronin, Dodon, prin trădări, prin culiocul de la Moscova, omul Moscovei, de fapt este un închidal și coordinar. Și numai nu o să termine alegerile, că el o să-și vadă de drumul lui politic. Iar pasul care considera că va putea să-l controleze pe acest Ivan Ceban și cu el probabil, posibil, eventual să facă o alianță de guvernare în 2025, ținându-l de ouă, s-au greșit. Pentru că Ceban i-o chidănit pe toți. I-o chidănit pe Voronin, pe Dodon, care e tata lui moral, spiritual. Și astăzi i-o dat în gât pe cei de la putere, pe PAS. Și ia uitați-vă cum Lilian Carpa, care e o candidat din partea PAS-ului, zilele astea și-a adus aminte de investigația lui Vasile Costiu, care spunea în campanie electorală că Ivan utilizează resursele administrative ca să-și finanțeze ilegal campania electorală, că utilizează baza de date absolut ilegal, penal vreau să spun eu, pentru a-și înălbi, a legaliza banii care vin nu știu de unde. Și asta trebuie să ne spună Lilian Carp, împreună cu SISU, împreună cu procuratura, de unde individul ăsta a luat saci de bani pentru campanie electorală și de ce și-a bătut joc de toate grădinițele, școlile și instituțiile și întreprinderile municipale, deși au utilizat datele cu caracter personal. Ia uitați-vă că TV8 a primit undă verde de la guvernare și face o investigație. Felicitări! Felicitări pentru TV8 pentru această investigație. Merită a fi urmărită și vă recomand și insist să aveți răbdare până la urmă în această intervenție a mea ca să vedeți toată investigația. Știți de ce am preluat-o? Ca să vă demonstrez că am avut dreptate în campanie electorală, că am avut dreptate când am depus contestația, că am avut dreptate când am așteptat răspuns de la Comisia Electorală Centrală, dar răspunsul a fost trimis la Ministerul de Interni, de la Ministerul de Interni la INI, de la INI la CNA, ca să ajungă să deschidă material penal. Încă nu era dosar penal. Probabil după investigația de la TV8, unde mai multă lume, directori de grădiniți, bucătăriese cu 10.000 de lei donate lui Ivan Ceban, toate pe hârtie, nimic în realitate nu a fost donat, cu întreprinderi și companii private care spun, dar noi nici n-am auzit de eu fiu susținătorul lui Ivan Ceban, spune un agent economic, eu cu fiorul meu care sunt împotriva lui Ivan practic. Uitați-vă la toată investigația, merită 10 bile, dar aici ar trebui să fie rușine pentru celelalte instituții de presă. Unii TVR-ul care au făcut o investigație de un kilometru, cât îți iau Costiu Vasile de periculos și-o dat-o ca să o vadă 200.000 de oameni, să nu voteze nimeni. Unde e astăzi TVR-ul, Porno TV și alte jurnale a lui Călugăreanu să facă investigații? Călugăreanu, care se consideră mare jurnalist, scula lui Roșca, care a rămas în instituțiile mass media, de ce nu merg cu microfonul prin grădiniță, întrebe câți bani au donat bucătăriesele, paznicii, să facă lumină în cazul finanțării ilegale, că noi nu ieșim din rahatul ăsta până nu punem presiune pe finanțare ilegală a partidelor, pro-rusă mai ales. Vă recomand că toți împreună, dacă toată presa, inclusiv cea care astăzi a făcut investigații, o făceau această investigație cu începutul campaniei electorale, atunci când au fost depuse rapoartele la Comisia Electorală Centrală, astăzi al vostru Ivan Ceban trebuia să fie pe banca acuzațiilor, nu primar general. Ivan Ceban nu că nu câștiga primăria, nu trece din primul tur, dar nici primăria nu o câștiga, pentru că oamenii aveau să trezească la realitate, spună, băi, dar pe ăsta ne folosește baza de date, finanțează ilegal partidul, exact ca și partidul Șansă, exact ca și partidul lui Dodon, al lui Voronin, al lui Șor, ies dintr-o mamă toți ăștia și nu vor să înțeleagă. Și mă adresez la cei care linș pe cap de vacă, nu vor să vorbească nimic despre investigațiile pornite din noi, de Democrația Acasă, de Vasile Costiuc și despre Ivan Ceban, despre finanțare ilegală. N-ați scos-o în sunet.
Cât n-au fost indicații de la partid să vorbiți despre Ivan, n-ați vorbit un cuvânt. Un cuvânt despre omul Moscovei, așa-i? Mizerabililor sunteți voi. O să termine și banii din Culioc, care vă-i dau acum să-i murdăriți pe restul cei de dreapta și să-l susțineți pe Ivan. Eu cred că după investigația de la Mariana Rață, de la TV8, ăștia linși pe cap de vacă, o să înceapă a vorbi și ei că banditul de ce ban? Pentru că ăștia sunt doar la telefon. Cu regret, uitați-vă toți la investigația de la TV8, vă recomand cu toții să o urmăriți cap-coadă, distribuiți ca să vă convingeți că am avut dreptate, iar Ivan nu este primarul meu, nu este primarul Chișinăului, este primarul Moscovii și el trebuie să fugărit la mama dracului șuturi în fund. În continuare, nu o să lăs până nu o să mergem în instanță, până nu o să fie dosarul pregătit, ca acest Ivan să fie pe banca acuzaților pentru finanțarea ilegală a campaniei, pentru utilizarea datelor caracter personal și pentru faptul că și-o bătut joc de noi, ne-o scuipat în față pe toți. Încă mai face zâmbri Ivan și se străfoliește la presă că-s killer. Presa de mult e killer. Dar ați folosit-o voi și voi ați umilit presa și ați adus-o în situația de astăzi ca un câine de cel care aruncă cineva un os și îi latră la comandă. Eu am trecut prin umilirea asta, cu toate că n-am făcut nimic ilegal. Dar tu trebuie să răspunzi, Ivan. Haideți să ne uităm toți la investigații și așteptăm investigații la TVR, Moldova 1, cea mai liberă și independentă presă. Haideți, la treabă, pentru că așa indivizi nu vedem noi și nu pupăm Europa. Nici poarta măcar nu vedem. Fiți cu ochii pe toată investigația și pe noi. Urmează lucruri foarte interesante. Aveți răbdare.